Fiecare model nou de motocicletă care apare în România este primită de membrii lumii moto cu entuziasm și cu comentarii, pro și contra. Bun găsit, prieteni! Suzuki a lansat recent noul model GSX-S 1000 GT, care se dovedește că încă de la apariție este primit cu entuziasm de glumeții din echipa Bardac Motor. Ca să vă spun câteva cuvinte despre această motocicletă și să o vedem cum arată, să o pregătim pentru livrare, am venit în vizită la Bardac Motor și împreună cu Radu Bardac o să vedem ce putem face pentru motocicleta asta. Deci, GT, prima generație. Prima generație. Pentru că modelul GSX-S 1000 a apărut în 2015, cu un motor de la GSX-R-ul din 2005-2000. Corect. Și preluând motorul și cadrul, dar nu absolut toate componentele, Suzuki a lansat acum, pentru 2022, versiunea GT. Îți propun să-i lăsăm pe glumeții care zâmbesc la noi să pregătească motocicleta și după ce ne apropiem de final, începem noi să vedem și să dezbatem ce a adus nou această motocicletă față de modelul de bază de la care s-a plecat, GSX-S-ul de 1000. Motocicleta a fost pregătită de livrare, a fost asamblată și acum vă putem spune câteva cuvinte despre performanțele și caracteristicile acestui nou model. Deci, GSX-S 1000 GT. Pe platforma unui GSX-S 1000 Euro 4, care s-a fabricat până în 2020. Și toată lumea se aștepta ca prin trecerea de la Euro 4 la Euro 5 să se piardă din performanță. E bine, nu s-a pierdut. Prin trecerea de la Euro 4 la Euro 5, o surpriză plăcută, s-a crescut în performanțe, nu cu mult, dar de asemenea manieră să iasă la sfârșit o motocicletă superbă, cum e aceasta, care să depășească cu multă deștepere. Mai ușoară, mai rapidă, mai puternică și mai zveltă decât generația anterioară. Adică, acest motor cu 4 cilindri în linie produce o putere maximă de 152 de cai la o turație de 11.000 de rotații pe minut, adică 2 cai în plus față de generația trecută, și această creștere de putere a fost obținută prin ridicarea turației maxime cu 1.000 de rotații pe minut. Cuplul maxim este de 106 Nm la 9.250 de rotații pe minut, adică foarte puțin mai mic decât cel anterior, dar surpriza a fost că performanțele motocicletei sunt îmbunătățite. Adică în ambele probe, de la 0 la 200 de metri și de la 0 la 400 de metri, motocicleta este mai rapidă cu niște zecimi de secundă. Masa motocicletei este acum de 226 de kilograme la plin, capacitatea rezervorului de 19 litri, adică cu consumul de 6,1 litri ajunge la 195 de mile, aproape 300 de kilometri autonomie. Exact. Cea mai importantă modificare, după părerea mea, la acest model este bordul. Pentru că, așa cum ne va spune Radul, bordul are niște posibilități deosebite. Bordul este un Bosch, este practic un mini calculator care se conectează la telefonul oricărui pilot prin intermediul unei aplicații. Aplicația se numește Suzuki My Spin și este full configurabil. Practic vă oferă absolut ceea ce doriți și ceea ce aveți pe telefon. Aveți o navigație, aveți acces la contacte, puteți să vorbiți în timpul călătoriei cu, prin intermediul bordului care se conectează la telefon implicit și la cască, cu pasagerul din spate sau cu orice alt
conducător moto cu care vă aflați într-o plimbare, fără niciun fel de problemă, oferă toate posibilitățile pe care le poate oferi. Dori un pilot. Le poate dori un pilot. Deci un bord de 6,55 TFT full color, produs de Bosch și care este completat de un pachet electronic mai mult decât suficient, pentru că vorbim de moduri de pilotaj, controlul tracțiunii disponibil în 5 niveluri și posibilitatea de a-l deconecta. Un cruise control. Cruise control care funcționează între 30 și 180 de km pe oră. Un quick shifter dual. Quick shifter dublu sens. Ambreiaj asistat. Sistemul Suzuki de asistență la turații joase. Sistemul Suzuki Easy Start. Easy Start. Avem o accelerație. Accelerația electronică. Și aceste dotări electronice se bucură de niște componente ale șasiului performante. Avem amortizoare KIB Kayaba pe față cu elemente de 43 de mm complet reglabilă, pe spate monoamortizor KIB reglabil pe compresie și preîncărcare, iar elementele sistemului de frână sunt compuse din etriere Brembo pe față, etrier Nissin pe spate, deci o motocicletă cu performanțe deosebite și cu componente de clasă. Prețul acestei motociclete în România în acest moment este de 12.690 de euro cu tot cu TVA și motocicletele, spre marea bucurie a viitorilor proprietari, se află pe stoc, adică există disponibil, pentru că în acest moment, cu situația internațională pe care toată lumea o cunoaște, majoritatea producătorilor au mari întârzieri la livrări sau chiar stoc zero. Ei bine, la acest model, dovada este faptul că a venit această unitate, care poate fi văzută, poate fi auzită în magazinul firmei Bardac Motor, unde o puteți și compara cu modelul cunoscut GSX-S 1000. Până la povestea viitoare, împreună cu Radu, vă doresc mii de kilometri de bucurii, mergeți cu grijă și dacă aveți drum, treceți pe la Bardac Motor să vedeți acest nou model.